Ziua lucrătorului medical și a farmacistului marcată la Sângerei. În fiecare an, în a treia duminică a lunii iunie, se sărbătorește Ziua lucrătorului medical și a farmacistului. Cu această ocazie, vineri la Casa Raională de Cultură s-a desfășurat o manifestație la care au participat lucrători din domeniul ocrotirii sănătății din Raion, funcționarii publici din Consiliul Raional și administrații publice locale. Președintele Raionului Gheorghe Meaun și vicepreședintele Raionului Vitalie Tabarcea au adresat mesaje de felicitare lucrătorilor din sistemul sănătății. Ziua lucrătorului medical și a farmacistului a fost instituită prin decret prezidențial în anul 1994. Conducătorii Raionului le-au urat medicilor, farmaciștilor și specialiștilor care activează în domeniul ocrotirii sănătății bunăstare și succese remarcabile în activitate. La rândul său, Vasile Malcoci, șeful Spitalului Raional, Eleonora Tartakovski, șefa controlului medical de familie din Sângerei, le-au mulțumit lucrătorilor din sistem pentru profesionalism, dedicație, încredere și susținere. În cadrul acestei manifestări, mai mulți lucrători din domeniul ocrotirii sănătății au fost menționați cu diplome de merit și premii bănești acordate de Consiliul Raional, Ministerul de Ramură. Postul de Radio Plus FM a realizat de la acest eveniment înregistrări pe care le propunem atenției ascultătorilor. Ai mâini de aur și acela de a pune pe picioare, cu stimă mă închin în fața ta și îți mulțumesc că în munca grea pe care o faci nu uiți de omenie și răbdare. Ești medic, fie soro medicală, sau poate un simplu angajat în medicină. Ești înger păzitor pentru un om răpus de boală, izvor aducător de alenare, de speranță, de lumină. La straja sănătății soarta te-a adus, te-ai logodit cu cea mai grea și mai senină meserie. Cât suflet, câte nopți la capătul altora ai pus, atât ai sădit în lume bucurie. Fii mândru de ce ești, izvor de sănătate, speranță, putere și chiar viață. De toate să le dai și să le ai în parte și să vă știu mereu cu zâmbetul pe față. Zilei lucrătorului medical și a farmacistului, la mulți ani! Orchestra de muzică populară, Busuioc Moldovenesc, dirijor, artistul emerit al Republicii Moldova, Anatol Vițu. Multă sănătate! Asta își doresc cei care stau la straja sănătății raionului Sângerei. De la stomatologi la neurochirurgi, de la cardiologi la medici de familie, cu toții își dedică întreaga viață salvării omului. Duminică, 15 iunie, toți angajații medicali din raionul Sângerei va marca sărbătoarea profesională Ziua lucrătorului medical și a farmacistului. Ocazie cu care vrem să amintim că colectivele medicale de la Centrul de Sănătate Publică, Spitalul Raional Sângerei, medicilor de familie de la Centrul Sănătate Sângerei, gestionate de Gheorghe Balea, nici Leonora Tartakovski, sunt mereu la datorie. De foarte mulți ani acești medici fac injecția raională, adică pun pe picioare 10.000 de bolnavi. Cu o asemenea ocazie s-ar potrivi și cuvinte de recunoștință plus felicitări de rigoare. Trăitorii din raionul nostru, prin intermediul nostru, vin să felicite întreg colectivul spitalului cu ocazia zilei profesionale, dar și pentru toți medicii din raion să le dorească bunăstare, răbdare și multe, multe de bine. Astăzi, la sărbătoarea supremă a inimilor vârjute de profesia nobilă de medic, asistă președintele Raionului Sângerei, domnul Gheorghe Meaun, vicepreședinții Raionului Sângerei, domnul Vitalie Tabarcea și Ion Cipotari, reprezentantul guvernului teritoriu, domnul Ion Bărsanu, funcționarii Consiliului Raional și viceprimarii comunilor și orașelor din Raionul Sângerei. Prezența domnilor voastre, mult stimați lucrători medicali, a atâtor valori nebănuite de îndemnul veșnic de păstrare a tot ce-i mai sunt sănătatea, e o dovadă convingătoare, ocrotită cu adevărat sufletește, împărțindu-ne și nouă speranță și înălțare. Consiliul Raional și aparatul președintele Raionului, în persoana domnului Gheorghe Meaun, pe care îl invit în fața domnilor voastre, le mulțumesc lucrătorilor medicali pentru că își dedică sănătatea pentru cei care au cea mai multă nevoie de ei. Deci îl invităm în scenă pe președintele Raionului, domnul Gheorghe Meaun. Mulțumesc, domnule Rusu, stimați prieteni, bună ziua! Îmi pare bine să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră la această sărbătoare. Am și eu odată ocazia să văd medicii noștri care muncesc în fiecare zi 24 de ore și se văd astăzi aici veseli, cu o dispoziție frumoasă și cu o dispoziție de sărbătoare. Vreau ca dumneavoastră, într-adevăr, să dați dovadă astăzi de că sunteți cei, nu numai în medicină, buni,
dar sunteți și veseli și aveți o voință bună de a vă distra, fiindcă noi, cei de la Sângerei, în Consiliul Raional, astăzi o să încercăm să vă prezentăm mai multe lucruri culturale ca și dumneavoastră să aveți parte din această sărbătoare împreună cu toți noi din Consiliul Raional și cu toate persoanele care activează în domeniul medical în raionul Sângerei. Vreau să zic că pe parcursul 3 ani de zile am înțeles că, într-adevăr, medicul este o persoană foarte importantă pentru ca sănătatea noastră să fie monitorizată și tratată la timp. Mulțumesc tuturor celor care muncesc pe acest râm și vă doresc și dumneavoastră, și copiilor, și familie dumneavoastră, sănătate, succese și vă rog să aveți grijă de noi, cei care activăm și muncim în alte domenii. Vreau să mulțumesc medicului șef al spitalului pentru lucrul care îl face zi de zi, pentru că împreună cu colectivul încercăm să facem condiții pentru pacienți. Eu cred că asta este și datoria noastră și obligațiunea noastră a tuturor celor care activăm în diferite domenii. Mulțumesc mult domnului Balea pentru că are grijă de toți noi, de grădinițe, școli, agenți economici. Și vreau să zic că chiar dacă cândva, fiind copil, auzem de domnul Balea că vine o strășnicie într-un stat să verifice, am înțeles că nu e așa. Merg des cu el în teritoriu și în permanență vine cu soluții și cu propuneri ca noi să activăm corect, ca noi să procedăm corect. Și mulțumesc foarte mult pentru lucrul care îl depune. Mulțumesc tuturor șefilor centrului de sănătate, că domnul Rusu, la noi în Sângerei sunt 10 centri de sănătate, nu este numai doamna Tartakovski, avem încă 9 pe teritoriul raionului Sângerei, la care îi mulțumesc și lor pentru activitatea depusă. Mulțumesc secției de urgență, care la fel muncește 24 de ore. Și ca să nu vă rețin foarte mult, dragii mei, sunt foarte mult la voi. Eu cred că în 3 ani de zile s-au observat foarte multe lucruri frumoase care facem ca și dumneavoastră să aveți condiții bune, să munciți în condiții mai bune decât au fost și să aveți satisfacția de a vă prezenta la serviciu și de a munci cot la cot cu colegii dumneavoastră care astăzi nu sunt aici la această sărbătoare. Vă doresc încă o dată sănătate, succese și numai binele. Domnul Zavaibă în pază! Pentru a da citire dispoziției președintelui Raionului Sângerei, se invită în scenă șeful secției administrației publice locale, domnul Nicolae Ropot. Onorați medici, asistente medicale, lucrători din domeniul cutirii sănătății, domnul președinte al Raionului are astăzi o misiune deosebită. Domnul Valeriu Rus a menționat că voi da citire dispoziția președintelui Raionului, dar până a da citire dispoziției respective, domnul președinte va amâna diplome de onoare și premii bănești din partea Ministerului Sănătății și a Sindicatului de Ramură Sănătatea. La porunca ministrului Usate și a domnului Benu, domnul președinte va amâna diplomele respective. Prin ordinul Ministrului Sănătății, domnul Andrei Usate, se conferă diploma Ministerului Sănătății următorilor colaboratori ai Spitalului Raional: Nina Guțu, doamna Ala Pisacari, doamna Angela Spânu, doc Angela, asistent medical, Valeriu Câmpu, medic de familie, centru de sănătate Grăința, Frumusache Lucia, centru de sănătate Copăgen, Galina Palade, centru de sănătate Copie, Veronica Tronciu, centru de sănătate Copie. Pentru aplicație și angajament profesional, activitate îndelungată și prodigioasă și în acordarea asistenței medicale populației și capacități organizatorice deosebite, se conferă diplomă de onoare a Sindicatului Sănătatea din Republica Moldova, doamnei Laura Ursu, președintele Sindicatului Victor Benu. Diplomă de onoare în numele domnului Victor Benu se mânează doamnei Ludmila Balan. Dau citire dispoziția președintelui Raionului privind la decernarea diplomei de onoare a Consiliului Raional cu prilejul zilei lucrătorului medical și a farmacistului. Pentru activitatea responsabilă în domeniul curtirii sănătății, precum și cu prilejul zilei lucrătorului medical și a farmacistului, a decernat diplomei de onoare a Consiliului Raional următoarelor persoane. 44 de diplome, care niciodată domnul președinte acordă diplome și premii bănești. Prima diplomă este emanată domnului Vasile Malcoci, director Instituției Medicale Spitalul Raional Sângerei. Elena Galus, medic ginecolog, Spitalul Raional Sângerei. Andrei Malcoci, medic traumatolog, Spitalul Raional Sângerei. Ungureanu Aurica, Uraș Ludmila, Spitalul Raional Sângerei. Costan Nadejda, medic de familie, oficiu medic de familie Grigorovca. Andreuță Ludmila. Felicitări tuturor medicilor, tuturor prezenți în sală. Eu cred că astăzi meritau practic toți cei care sunteți în sală să primiți diplome, fiindcă le meritați. Așa este competiția, să zic așa, fiindcă astăzi încă urmează o sumedenie de diplome, după cât îi cunosc eu. Încă o dată vă felicit, vă doresc sănătate și succese!
Mulțumim, domnule președinte. Cum îl invit în fața domnilor voastre pe domnul Vitalie Tabarcea, vicepreședintele raionului, care vine cu un mesaj de felicitare. Stimați lucrători ai domeniului sănătății, sunt bucuros să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră la serbarea sărbătorii profesionale Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului. Vreau să spun că care vor lua cuvântul mai departe, am în vedere directorii de instituții, cei care vor vorbi mult mai mult și mult mai minuțios despre lucrul acesta în domeniu, eu mă voi strui să fiu succint și vreau doar să spun câteva lucruri care pe mine personal îmi plac chiar și le apreciez. Deci vreau să spun că, într-adevăr, acest domeniu este unul dintre cele mai importante din activitatea unui stat. Vreau să spun că, într-adevăr, este un domeniu foarte larg, care cuprinde foarte multe specialități. Vreau să spun că noblețea și responsabilitatea acestei profesii nu poate fi discutată, ci doar respectată, admirată și, clar, lucru și remunerată la un nivel foarte înalt. Vreau să spun că viitorul nostru, într-adevăr, poate fi doar într-o societate sănătoasă, dar sănătatea națiunii este în mâinile dumneavoastră. Fapt pentru că care eu vă mulțumesc foarte mult și aduc aprecierile mele față de activitatea dumneavoastră. Vreau să aduc mulțumiri și tinerilor specialiști care au revenit în teritoriul raionului pentru a activa și vreau să spun că vreau să le doresc ca ei să implementeze în viață tot bagajul de cunoștințe pe care le-au obținut în anii de studii, respectând astfel tradițiile și îmbogățindu-le cu realizări personale și profesionale. Vreau să vă urez dumneavoastră și celor apropiați dumneavoastră sănătate, devotament, clar lucru în alte realizări în plan personal și profesional, fie ca bunul Dumnezeu să vă aibă pe toți în pace pentru lucrul dumneavoastră care îl faceți nobil și dumneavoastră să fiți apreciați la nivelul cuvenit și totodată să aveți respectul și recunoștința spirituală al societății față dumneavoastră pentru devotamentul cu care dumneavoastră dați dovadă în zi cu zi. Și vreau să spun că dumneavoastră sunteți acei care nu veniți odată la 4 ani în fața populației sau chiar zi cu zi să faceți promisiuni că veți avea grijă de sănătatea noastră, dar o faceți aceasta zi cu zi, an cu an. Eu vă mulțumesc, mă închin în fața dumneavoastră din partea tuturor angajaților din sfera socială și vă urez ca dumneavoastră pe viitor să vă folosiți în serviciul dumneavoastră de toleranță și răbdare. La mulți ani și cu Doamne ajute! Vă mulțumesc mult și o sărbătoare cât mai frumoasă! Mulțumim, domnule vicepreședinte. Iar acum, în fața domnilor voastre, îl invit pe reprezentantul Guvernului în teritoriu, domnul Bărsanu, care vine și el în această zi frumoasă cu un mesaj de felicitare. Onorată asistență, mulți stimați colaboratori din domeniul sănătății, domnilor, doamnelor și domnișoarelor, vreau de la bun început să mulțumesc organizatorilor pentru desfășurarea impecabilă acestei solemnități, acestei sărbători profesionale a oamenilor în halate albe. Vreau să zic că prin aceasta ne-am convins încă o dată că sunt nu numai niște medici buni, conducători dumneavoastră, dar sunt niște administratori buni, niște manageri buni. Cunosc sistemul de sănătate din simplu motiv că la toate volantele vorbim și despre preparațiile din centrele de sănătate și de la spital și despre defectele în sistemul de apeduc și despre internare fără polisă de asigurare și despre multe alte și despre lista de cadre și așa mai departe. Dar aceste lucruri dumneavoastră le puteți rezolva. Eu pentru asta vă mulțumesc. Dar cel mai mult vreau să vă mulțumesc, fiți atenți, dumneavoastră sunteți elita, crema societății, vreau să vă mulțumesc pentru susținerea pe care o simțim din partea dumneavoastră în drumul nostru spre comunitatea europeană. Pentru asta vreau să zic că vă mulțumim frumos și credem și noi simțim sprijinul comunității europene, chiar prezența președintelui Comisiei Europene Barroso la noi. În țară vorbește despre aceea că țara noastră are perspectivă și noi trebuie să ne folosim și 27 iunie va fi însemnată pentru țara noastră ca și Ziua Independenței. Eu aș vrea și vă câteva cuvinte să vorbesc, să vă zic și în calitate de pacient. Sigur că poate nu e locul, dar nu sunt mulțumit de prețurile exagerate a medicamentelor. Câți creștini de-a noștri s-au dus în lumea celor drepți, numai din pricină că atunci când au ajuns la Tejghea, n-au putut scoate cupură necesară pentru a
procura acest medicament. A doilea pretenzie, rău că nu e nimic de la Ministerul Sănătății, este reclama și a vocii și a berii și a țigărilor. Parcă noi nu putem reclama o cireașă, vor zic o căpușună și așa mai departe, care este într-adevăr sănătos pentru noi toți. Și mă gândeam, înainte de a veni încoace, că să fac o replică domnului Ștefan Soltan și doamnei Maria Țurcan, că prea puțin dumneavoastră apăreți în presa raională și la radio, dar vă zic că nu sunt atât vinoveți ei, cât noi, pacienții, suntem vinoveți. Că atunci când suntem într-o situație grea, ne închinăm și rugăm. După ce ne tratează, uităm un cuvânt de mulțumire, măcar într-un colț de gazetă, măcar două fraze la radio. Onorată asistență, îmi permiteți din partea Cancelarii de Stat, din partea mea personală, să vă felicit cu această sărbătoare însemnată. Să fiți mereu însetați de a face bine. Să vă iubiți și mai departe această profesie, să știți că e o profesie superbă și chiar uneva regret că niciun copil de meu nu învață la medicină, dar vă promit că un nepot sau o nepoată numai decât o să sfătuie să se ducă, pentru că profesia dumneavoastră este nobilă, profesia dumneavoastră este bună și eu mă închin de sănătatea dumneavoastră. Bun Dumnezeu să vă păzească de toate neplăcerile, de toate relele și noi să auzim cuvinte bune, să știm că avem un sprijin bun în caz de defect în sănătate. Vă mulțumesc! Cu ocazia sărbătorii profesionale, ziua medicului și farmacistului, o invit în scenă din partea tuturor șefilor centrilor de sănătate din raion pe șeful de centru de sănătate Sângerei, doamna Eleonora Tartakovski, care vine cu un mesaj de felicitare. Stimați colegi, astăzi, într-adevăr, suntem în preajma sărbătorii profesionale și nu pot ca să nu vă spun niște cuvinte frumoase care socot că le meritați cu toții. Toți angajații din sistemul de sănătate își îndeplinesc cu demnitate toate cerințele, toate necesitățile care zi de zi sunt în lucrul care noi întâlnim și aș vrea ca din suflet, din partea tuturor conducătorilor din asistența medicală primară, pentru tot sistemul de sănătate, fiindcă suntem o echipă și trebuie să continuăm să fim așa și mai departe, uniți în tot ceea ce facem împreună. Să vă felicit cu această sărbătoare, să vă doresc sănătate, succese și noi realizări. La mulți ani și la mai mulți și la mai mari pentru toți! Onorată asistență, stimați lucrători din sistemul medical. În această zi frumoasă, cu acest prilej din partea administrației publice locale, din partea tuturor primarilor din raion și din partea mea personală, dar vreau să accentuez, nu în ultimul rând, din partea tuturor cetățenilor și din partea tuturor pacienților dumneavoastră. Venim cu un cuvânt frumos de felicitare și cu mulțumiri pentru aportul dumneavoastră, pentru grija care ne purtați, pentru nopțile nedormite, pentru retrăirile voastre de zi cu zi. Un mic buchet simbolic de flori, în semn de recunoștință, dar vă zic că toate florile care sunt în acest anotimp frumos sunt la picioarele dumneavoastră. La mulți ani, mult sănătate! Viceprimarul orașului Sângerei, doamna Lucia Cucoșa. Și acum, cu un mesaj de felicitare, vine în fața domnilor voastre medicul șef al Spitalului Raional, domnul Vasile Malcoci. Stimați colegi, cu cea mai mare plăcere vreau astăzi să vă felicit cu sărbătoarea noastră, sărbătoarea lucrătorului medical și a farmacistului, să vă mulțumesc din suflet pentru lucrul pe care îl efectuați, pentru că, într-adevăr, suntem acei care profităm profesia de medic 24 din 24 de ore. Mă bucur că conduc colectivul Spitalul Raional Sângerei cu așa lucrători medicali care sunt apreciați nu numai în cadrul raionului, dar și în cadrul Republicii. Recent, maternitatea din orașul Sângerei a primit diplomă de gradul 2, fiind scotită una din cele mai bune maternități după calitate în Republică. Avem specialiști buni și cred că populația noastră trebuie să fie liniștită, că în caz de nevoie are cine le sta, are cine le salva. Chiar astăzi a fost efectuată o intervenție chirurgicală în maternitate, datorită căruia într-o familie din raionul nostru Sângerei este o bucurie mare că a venit pe lume un bebeluș sănătos cu ajutorul lucrătorului medical de la maternitate. Ne bucurăm că astăzi în sală sunt și veteranii, lucrătorii medicale, printre care chiar este Nicanor Petrovici Ojoc, care a lucrat în cadrul raionului Sângerei 53 de ani. Eu vă rog să-i scălăm picioare
și să spunem mulțumesc frumos Nicanor Petrovici, să ne trăiți, să ne fiți mereu între noi, pentru că ducem lipsa și când avem nevoie, cu cea mai mare plăcere ne adresăm pe un sfat bun. Fiți sănătos, mulți, mulți ani! În perioada aceasta de un an de zile, noi am finisat reparația capitală a blocului terapeutic și aceasta datorită ajutorului pe care ne l-a acordat, ajutor financiar, prim-ministru domnul Filat, Vlad Filat, actualul prim-ministru Iurie Leancă, directorului CNAM-ului domnul Mircea Buga, Ministerul Sănătății domnul Andrei Usatăi, domnul Vlad Filat, întâlnind în satul Pipeni, ne-a promis că n-a uitat și în timpul apropiat vom primi un celioscop operator ca medici chirurgi, medici urologi, obstetricieni, să poată efectua operații la nivelul celui european. Noi, eu am avut ocazia să vizitez niște spitale din Polonia, Franța și vreau să spun, condițiile noastre hoteliere, la moment, nu sunt mai rele decât în spitalele din țările care le-a prezentat. Ducem lința pe când e utilaj medical, dar avem subitări și stați că să primim un aparat digital rentgen, care o să ne ajute în diagnosticarea și în tratarea bolnavilor din raionul Săgerei. Încă o dată vă mulțumesc și vă felicit pe toți. Vă doresc sănătate, sănătate în familie, să aveți bucurie, bucurie de la copii și din astea de medici să crească raionul Săgerei, pentru că copiii au de la cine lua pildă. Fiți sănătoși, mulți, mulți ani! Tânăra poeteasă, eleva liceului teoretic Pan Halipa, din satul Cubolta, Crina Snegur, a adus omagii oamenilor în halate albe. Am onoarea să vă salut. Nu am putut rata ocazia de a veni astăzi în fața voastră și de a vă spune ceea ce ar trebui să auziți în toată ziua. Mulțumesc! Eu respir cu versuri, este condiția mea vitală de supraviețuire. Totuși, nu pot scrie despre orice. Însă, mulțumirile pe care le meritați pentru truda pe care o depuneți, mi s-au așternut în versuri. Din trupurile noastre împătimite, pe care le ascundem după salbe, speranța se desprinde din orbite și se agață de halate albe. Ah, sănătatea! Câte vorbe goale îi aruncăm și o lovim în tâmplă. Se mai îmbolnăvește, se mai moare. De miile de ani se mai întâmplă. Și numai ei, strângerii albe ai vieții, țin cumpăna durerilor ființei. Și poate despre ei au spus profeții când proroceau sfârșitul suferinței. Și poate de la truda lor înaltă, ce adumbrește umbrele de predici, se iau lumini și veacuri la oaltă și fac cumună frunzilor de medici. Neadumbrite de nesomn și strajă, strălunate de paloare stinsă, în ochii lor de adevăr și vrajă, țin flacăra speranțelor aprinsă. E focul viu, sub plape obosite, coborâtură în piepturile de albe, ce fac atâtea trupuri pătimite să se agațe de halate albe. Cu asta s-ar spune totul. Poezia întotdeauna a vorbit mai bine decât mine, dar nu aș mai adăuga nimic pentru că, de multe ori, gândul, îmbrăcat în cuvinte, se dezbracă de aripi. Eu o las să zboare. Plecăciun! Aceasta a fost Crina Snegur. Crina Snegur.